Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Sorin Teo Vânătoru din Sala Sporturilor din Constanța. De la această oră, Dotto TV vă invită la un regal, doamnelor și domnilor, de gimnastică artistică. Vom fi împreună cu mici pauze, evident, până în apropiere de ora 18 în această seară. Sperăm să nu vă plictisiți în compania noastră, sperăm să aveți parte de un spectacol deosebit, pentru că vom urmări campionatele naționale de gimnastică artistică, rezervate juniorilor 2 și 1. Veți vedea de ce această competiție este extrem de importantă și am plăcerea să vă anunț încă de la începutul acestei transmisiuni că o am alături de mine pe multipla noastră campioană, Andreea Răducan, actual președinte al Federației Române de Gimnastică, pe care o rog, dacă dorește cu bunăvoință, să ne spună câteva cuvinte, în primul rând, despre domnia sa, ce a mai făcut în ultima vreme și apoi, în special, despre această competiție. Bun găsit tuturor! Sunt foarte bucuroasă de faptul că sunt alături de dumneavoastră și recunosc că ne-a fost foarte dor de Constanța, o competiție pe care o așteptam. Îmi aduc aminte de perioada în care eram sportivă și recunosc că atunci competițiile în orașul Constanța erau mult mai dese. Iată că după o lungă perioadă, aș spune, cred că dacă nu greșesc, de 7 ani, ne-am întors cu o competiție națională aici la Constanța, un oraș care iubește gimnastica. Sunt foarte multe sportive, campioane mondiale, campioane olimpice, care au plecat de aici, de la Constanța, aici au fost antrenate și aici au făcut primii pași către sportul de înaltă performanță. De asemenea, antrenorilor, care depun un efort alături de sportive pentru ca rezultatele să se vadă în timp. Și recunosc că cred că era timpul să revenim la Constanța și să vedem o competiție națională. Sportive din toată țara sunt prezente la acest concurs pe diferite niveluri de vârstă. Am început cu cele mai mici acum, însă deja de la această vârstă putem vedea care sunt sportivele care promit, care au talent, care au ambiție, care reușesc să-și managerieze, dacă pot să spun așa, emoțiile, pentru că e foarte important, iar aceste competiții pe care le numim noi cumva verificări, dacă putem spune așa, ajută ca ele să capete experiență, iar la competițiile majore să se cunoască mult mai bine și să-și facă treaba așa cum trebuie în concurs. Vreau să vă întreb, în primul rând, mi-am adus aminte acum, de ce este important și ce vom vedea, ce ne așteptăm, ce se așteaptă telespectatorii să vadă astăzi la Constanța? Vom vedea copii care sunt la început de drum, la începutul carierei lor, cum sunt cei mai mici, însă de asemenea vom avea bucuria de a vedea sportive de la lotul național, junioarele mici, care au între 12 și 14 ani, dar vom vedea și junioarele mari, sportive la 16 ani, cele care de asemenea vor avea astăzi o verificare importantă la acest campionat național, ele pregătindu-se pentru campionatul mondial de juniori, care se desfășoară la sfârșitul lunii iunie la Győr, în Ungaria. Așa încât este o competiție, să spunem, pentru prima dată organizată, acest campionat mondial de juniori. Să sperăm că va fi de bun augur și pentru cei care organizează, dar mai ales pentru noi ca și participanți. Avem junioare foarte bune și trebuie să știți că două dintre ele, mă refer la Ioana Stănciulescu și la Silvia Sfiringu, sunt sportive care au plecat de aici, de la Constanța, antrenate de doamna Clemența Garabet și doamna Olga Didilescu. Așa că pentru constanțeni va fi o emoție în plus și o bucurie să le poată vedea pe aceste sportive concurând chiar aici în sala de la Constanța. Ulterior le vom ține pumnii pentru campionatul mondial de juniori. Mulțumim mult! Sperăm să vină și cu ceva medalii, pentru că ar fi puțin contrar obiceiului să nu luăm și noi ceva medalii la un campionat mondial de gimnastică. Îi mulțumim mult, Andreea Răducan, și vă promit, în limita timpului pe care îl va avea, sper să revină la microfonul Dotto TV. Noi vă lăsăm acum, încercăm să urmărim cât mai atent și de pe toate planșele de concurs evoluția acestor micuțe sportive. Numele lor poate nu vă este cunoscut acum, dar cu siguranță foarte repede, în scurt timp,
Multe dintre ele vor deveni viitoarele campioane ale României, de ce nu, ale Europei, ale lumii și tot ce trebuie. Da, mulțumim, Andreea. Da, să vă spun, domnilor și domnilor, în primul rând, numărul de participante am primit de la organizatori această listă. Sunt 70 de sportive reprezentând 14 cluburi din întreaga țară. Să încerc să dau citire și lista completă a cluburilor. Este vorba de SCM Bacău, CSS Bârlad, CS Dinamo București, CS Steaua București, CSS Buzău, CS Farul Constanța, Clubul Sportiv Școlar 1 Constanța, LPS Cetate Deva, CSS Focșani, CS Mionești, CS Petrolul și Clubul Sportiv Școlar Sibiu. Evident, atenția noastră principală se îndreaptă asupra solului, ca de obicei în transmisiunea de gimnastică, dar împreună cu colegii mei din canalul de transmisiune Dotto TV vom încerca să vă oferim imagini interesante și de la celelalte aparate. S-au auzit și primele aplauze din tribune, pentru că este încă foarte dimineață sau destul de dimineață, doamne și domnule. Evident, sala sporturilor nu este încă foarte populată. Sperăm însă, grație poate și transmisiunii noastre, Dotto TV, ca lumea să vină număr cât mai mare la sala sporturilor, să urmărească pe viu evoluția acestor micuțe sportive. Ne mutăm iată atenția pentru scurt timp și asupra celorlalte aparate. Vedem o micuță sportivă evoluând la bârnă. Da, și am făcut, iată, și o scurtă trecere la sărituri. Vedem finalul exercițiului la bârnă. Trebuie să vă precizez că în prima parte a acestui concurs urmărim evoluțiile celor mai mici sportive din această competiție, din aceste campionate naționale. Este vorba de nivelul 3. Sportive în vârstă de 10 ani. Șapte echipe participă la acest nivel de vârstă. Da, și am profitat de pauza de la sol pentru a urmări și finalul exercițiului de la paralele. Și ne pregătim pentru exercițiul la sol al Nadiei Stoica, o reprezentantă a orașului nostru, Constanța. Poate avem timp să vedem și această săritură înainte de a face trecerea la sol.
ca o evoluție destul de sigură. Liniile acrobatice executate corect în principal, mici ezită la elementele de echilibru. Trecem din nou la sărituri. Evident, nu o să comunicăm notele fiecarei sportive, pentru că ar fi deja prea mult pentru dumneavoastră. Încercăm totuși să vă oferim la final clasamentele, pentru că sunt importante. Iată și imagine de la masa arbitrelor, de la sol. Și ne pregătim să urmărim o nouă evoluție. Este un moment de pauză la toate aparatele. Săriturile văd că se pregătesc acum. Da. Și începe evoluția Irinei de la sol. Ca de obicei, fondul sonor ales are o importanță destul de mare și încetul cu încetul probabil și publicul se va lăsa captivat de muzică și de evoluția micuțelor sportive. O linie acrobatică reușită. Da, cred că mai este o sportivă la sărituri înaintea încheierii acestei rotații. Sper să nu greșesc. Da, prima rotație s-a încheiat. Se încălzesc acum sportivele pentru schimbul de aparate. Asta a anunțat și nota Mariei Muscă la sol. Vă spuneam, nu contează foarte mult aceste note, sau nu ne apucăm noi să facem clasamentele. Important este să ne bucurăm de spectacol oferit și cu siguranță sunt convins că și dumneavoastră apreciați din fața micilor ecrane
evoluția sigură a acestor sportive. A început evoluția grupei a doua la toate cele patru aparate. Ca o specificație la această competiție, clasamentul final la paralele se va face pe baza mediei între evoluția la paralelele clasice și cea de la aparatul numit King. Este vorba de o bară fixă. Mi-a explicat Andreea Răducanu în pauză în ce constă evoluția la acest aparat și pentru ce a fost introdus el, pentru a dezvolta tehnica sportivelor. Tăcut un moment în speranța că veți putea recepționa cei pasionați de statistici sau de detalii numele sportivelor care urmează să evolueze în curând pe această rotație rostită de Crainicul Sălii. Iată, aceasta este Kinga despre care vă spuneam.
Da, am încercat cu ajutorul organizatorilor să aflăm ordinea mai exactă a intrării în concurs al sportivilor. Din păcate, este foarte greu pentru că rotațiile sunt foarte rapide și exercițiile, așa cum vedeți, destul de scurte. Nu o să vă putem oferi aceste informații în timp real, însă vă promitem ca la finalul fiecarei grupe de concurs să vă prezentăm clasamentele exacte. Și așa cum vă spuneam la începutul comentariului, ne vom fixa atenția asupra solului și în funcție de pauzele oferite de acest aparat, sărim cu imagine și pe celelalte aparate. Vă spuneam că vom fi împreună până în apropiere de ora 18, când probabil se va efectua festivitatea de premiere a micuțelor câștigătoare. Din ce văd pe programul oferit de organizatori, sunt trei segmente de concurs. Prima serie va concura până în jurul orei 13. Urmează apoi o pauză de câteva minute și seria a doua de concurs până la ora 15:30. În sfârșit, ultima parte a competiției, junioarele 1, cele mai mari și probabil cea mai interesantă parte a concursului, de la ora 16 până aproape de ora 18. Încet, încet, iată, se populează și tribunele salii sporturilor din Constanța. Evident, publicul întotdeauna a fost mare iubitor de gimnastică aici la Constanța, nu neapărat artistică, dar pentru că vorbim despre un concurs, o competiție de gimnastică artistică în special, vă spunea și Andreea Răducan la începutul acestei transmisiuni. Evident, multe personalități din lumea gimnasticii și nu numai, văzută pe doamna Marcela Fuma, antrenoarea coordonatoare a lotului național de gimnastică aerobică și vicepreședintele Federației Române de Gimnastică, domnul Ilie Floroiu, un împătimit al sportului și totdeauna alături de familia sportului constanțean, chiar dacă domnia sa, așa cum știți bine, a ieșit la pensie. Foștii campion național și nu numai.
toți veniți să vadă la loc, cum v-am spus, viitorul gimnasticii sportive din România și sperăm că acest viitor să fie unul cât mai luminos, dacă se poate. Urmărim și un exercițiu la bârnă. Aterizarea reușită și iată aplauze din tribune, evident, și felicitările colegilor. Sunt niște copii foarte sufletiști, evident, frumoși și pe care cu siguranță îi așteaptă o carieră bogată în succese și satisfacții. Și acum se produce rotația pentru următoarele aparate. Pentru a doua oară, în concursul tenorilor, această categorie, acest aparat, și pe partea de la
Da, primim update-uri în legătură cu desfășurarea concursului. Prima parte a competiției, deci concursul pe echipe seria 1, nivelul 3, cele mai mici sportive, se va încheia în jurul orei 12:30-40 de minute. Apoi la 1:30 va fi deschiderea, festivitatea de deschidere oficială a acestei competiții, la care va fi prezent și primarul Constanței, Decebal Făgădău. Apoi, așa cum v-am anunțat deja, ultimele două segmente de concurs, de la ora 13:50 până în jurul orei 15, concursul pe echipe seria 2 nivelul 4 și în final cel mai important lucru, cele mai mari sportive de nivelul 5 și 6 vor încheia această competiție a campionatelor naționale pe echipe. Festivitatea de premieră, dacă totul decurge așa cum trebuie, undeva programată în jurul orei 18, poate și 10 minute. Încercăm să vă oferim imagini de la cât mai multe aparate. Aplauzele de mai înainte au fost pentru o evoluție la bârnă. La sărituri, pentru a accelera puțin desfășurarea concursului, rotația este făcută din 3 cluburi. În imagine o sportivă de la Dinamo. Iată și susținătoarele sportivelor, evident, fiecare cu un grup de prieteni, de părinți în tribune. Vedem și finalul exercițiului la bârnă și foarte bună aterizarea. Da, evident, a fost mulțumită antenora acelei sportive. Trecem acum din nou la sol, unde va începe un nou exercițiu.
Da, vă mărturisesc că și eu sunt puțin derutat, pentru că prin fața mea trec foarte multe sportive, am și soul în față, săriturile în dreapta, mi-arunc o privire și la bârnă, încerc să urmăresc puțin și din paralele, foarte greu de coordonat toate aceste lucruri, dar sper să nu vă încurc foarte tare măcar. Am văzut finalul la sol. În pauza solului urmărim alternativ imagini de la sărituri și bârnă. Foarte frumoasă și această ieșire. Continuăm cu solul, așa cum spune și crainicul Sălii. Foarte frumos, a valsat dulce și copilărește pe muzica lui Smiley, acest talentat copil. Am văzut și câteva linii acrobatice reușite. Din nou la bârnă acum pentru o nouă evoluție. Da, vedem finalul exercițiului. Emoțiile dinaintea startului exercițiului și pe suprafața de concurs, dar și în tribune, așa cum vedem.
Ne apropiem de finalul acestei rotații, deci suntem undeva aproape de jumătatea concursului la acest nivel de vârstă. Seria 1, vă reamintesc, nivelul 3, cele mai mici dintre sportive. S-au anunțat și notele la rotația precedentă. Acum este încălzirea înaintea rotației cu numărul 3. Se reia concursul, la sol sunt sportivele de la CS Petrolul. Constanța are evoluții la sărituri și la paralele în această rotație. Evident, păstrăm atenția deocamdată pe sol, însă, așa cum v-am promis, încercăm pe cât posibil să urmărim și celelalte aparate. C
ceva mai multă agitație în tribune, pentru că a sărit o reprezentantă a orașului nostru. Campionatele naționale de gimnastică artistică rezervate juniorilor 21 sunt organizate de Federația Română de Gimnastică Artistică în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța și Clubul Sportiv Farul Constanța și CSS1 Constanța. Vă spuneam, deschiderea oficială a concursului la ora 13:30. Sperăm să fie prezent și primarul Decebal Făgădău. Sunt așteptate în continuare notele după primele evoluții. Da, se grăbesc puțin organizatorii pentru că oricum concursul a început puțin mai târziu, cam cu un sfert de oră întârziere, așa că încearcă să respecte pe cât posibil programul stabilit inițial. Am rămas pentru finalul de la Bârnă, dar și la Sol se întâmplă lucruri interesante. Iată, am revenit cu imagini de la acest aparat. Până să revină Andreea Răducan la microfonul Doto TV, am reușit să o invităm pentru dumneavoastră să o ascultați pe doamna Angela Cacoveanu. Este antrenor federal la Federația Română de Gimnastică Artistică Junioare. Bună ziua! Ce impresii v-au lăsat primele evoluții din acest concurs? Bună ziua! Sunt impresii frumoase. Avem aici copii cu vârstă cuprinsă între 11 ani și 12 ani. Sunt o parte dintre ele componente ale proiectului Țară-Țară Vrem Campioane, inițiat de doamna Mariana Bitanc și susținut de OMV Petrom. Sunt copii care se antrenează în centre de juniori la Deva și Constanța, București și Bârlad. Pe lângă ele avem participante de la Focșani, Ploiești,
și Sibiu. Sunt la primul campionat serios de acest gen. Avem, emoțiile sunt mari, este o competiție pe echipă, încercăm să vedem aici și acest spirit de echipă. La acest nivel, la această vârstă, avem și cea de-a cincea probă, la bara fixă, unde copiii lucrează cu kinci. Este un aparat ajutător prin care noi vrem să îi ajutăm pe copii să învețe cu mai mare ușurință elementele pe care le vor executa ulterior pe paralel. Se punctează, este o notă care se cumulează cu nota de la paralel și se face medie între cele două note. Avem, să văd așa, de la un an la altul, este o probă pe care noi am introdus-o anul trecut în competiție, deja se văd progrese, copiilor le place și am văzut deja execuții foarte bune. Seamănă un pic cu bara fixă de la băieți? Seamănă un pic cu bara fixă de la băieți, dacă vedeți, copiii sunt prinși cu acea kingă de bara fixă, ele pot lucra fie pe un tub care se mișcă permanent pe bară, fie cu mânușe, da? Și au mult mai multă ușurință și simt mult mai bun, mult mai bine lanurile în atârnat și în sprijin. Așteptăm finalul competiției, este singura serie de concurs la această vârstă, la finalul căruia vom avea și clasamentul pe echipe. De aici vom reîntâlni în toamnă la campionatul individual primele 36 de sportive care se vor clasa la individual compus și acolo vor concura pentru titlul de campion național la individual compus. Să urmărim ceva în mod special, ne recomandați ceva sau pur și simplu încercăm să ne repartizăm atenția la toate aparatele de concurs? Absolut pe toate aparatele de concurs putem vedea evoluții bune și foarte bune, evoluții frumoase. Sigur că vorbim de o vârstă de participanți mică și atunci e normal să mai vedem și greșeli, ratări, dar trebuie să gândim constructiv și să învățăm din greșelile pe care le facem. Cât timp au de când fac acest sport? Au un minim de 3 ani de pregătire, dacă nu mai mult. Deci sunt sportive în sală care practică gimnastica de 4-5 ani. Cele care sunt menționate, v-am spus, în centrele de junioare efectuează și 2 antrenamente pe zi. Și de aici trebuie să încercăm să conturăm un nucleu de copii care ne va reprezenta la Olimpiada din 2024. Sigur, lângă ele se vor alătura și cele un pic mai mari, cele ca vârstă. Mulțumim, doamnei profesoare Angela Cacoveană, antrenor federal, și vă așteptăm și în orele următoare, să spunem, pentru că avem mult de stat în sala sportului și de urmărit acest spectacol, eventual cu rezultate finale, dacă se poate, sau cu niște impresii deosebite, dacă vedeți din acest lucru. Mulțumim mult! Sigur, cu mare plăcere! Așadar, doamnelor și domnilor, nu părăsiți frecvența Doto TV. E adevărat, ne apropiem oarecum de finalul acestei prime părți și campionatul național pe echipe, seria 1, nivel 3, dar lucrurile bune, sau cu adevărat bune, vor începe mai târziu. Vă reamintim, pe finalul zilei vom urmări și evoluția lotului național de junioare 1, care se pregătesc micuțele gimnaste pentru campionatul mondial de la Ghiori, de la finalul acestei luni, dar și pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European sub egida Comitetului Olimpic European de la Baku, și a dat două competiții importante în programul lotului național de junioare 1. La Sol continuă evoluția fetelor de la Clubul Sportiv Ploiești.
Pare că și-au încheiat evoluția la sol, sportivele de la CS Ploiești. Așadar ne pregătim pentru ultima rotație, într-adevăr. Începe așadar a treia parte a concursului la nivelul 2. Sportivele constanțene pot fi urmărite în această rotație la King și la Sol. Iată și imagini de la Sol.
facem o scurtă trecere și la Kings, pentru că vă spuneam, sunt două constanțenice, acum evoluează simultan. Încurajată din tribune și iese linia acrobatică, o mică ezitare la aterizare, dar un exercițiu reușit pe ansamblu. Și o săritură. Cătălina Munteanu a fost, așa cum a anunțat hainicul Săli. Vom vedea finalul acestui exercițiu la bună și apoi probabil ne vom muta atenția asupra solului. Iată o imagine pe sportiva din Constanța, evident încurajată cu aplauze din tribune, vedeți grupul de susținători. Frumoasă amplitudinea pe linia acrobatică. Deși sunt foarte mici, ați observat probabil, doamnelor și domnilor, sunt foarte expresive aceste micuțe sportive, o îmbrățișare din partea antrenorilor. La King este tot o sportivă din Constanța. Și ne mutăm acum la paralele, unde evoluează fetele de la Dinamo. Se anunță, iată, notele intermediare, cu siguranță clasamentele probabil sunt ținute cât de cât la zi, de la minut, de organizatori. Așa cum v-am promis, vă vom prezenta ierarhia finală în debutul părții secunde a transmisiunii noastre.
Și am primit, iată, o informație de ultimă oră la festivitatea de deschidere oficială a campionatelor, programată, așa cum v-am spus, undeva în jurul orei 13 și 40 de minute. Cu siguranță va fi prezent viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu. Poate, așa cum v-am anunțat mai devreme, poate va ajunge și primarul Decebal Făgădău. Ne concentrăm însă din nou atenția asupra planșelor de concurs și evident solului și apartaleului. Foarte frumoasă evoluția și sportive mici, dar cu inimă mare, am putea spune, și generează, iată, și emoții destul de importante în tribune și pe marginea suprafețelor de concurs. Îi văd și pe antrenori foarte conectați la importanța evenimentului și încercând să-și coordoneze pe cât posibil, cât mai bine elevele. Bârna, așa cum se știe dintotdeauna, un adevărat examen pentru toate categoriile de gimnaste. Nu degeaba a fost supranumită Puntea Suspinelor. Un aparat însă care îți poate oferi satisfacții uluitoare pe parcursul carierei. Se așteaptă finalul exercițiului de la Bârnă, care iată, se produce în acest moment și foarte curând se pregătește penultima, a patra rotație și penultima. 2 minute de încălzire anunță crainicul sălii. Așadar, am intrat, iată, în ultima linie dreaptă a competiției junioarelor 2, vă reamintesc, vârste cuprinse între 11 și 12 ani.
concursul. La sigur, pe Cotoești, deschide acum această lucră, și Maria Casanța. La paralele care este Teoria Carolian Sighir. Dar ne concentrăm atenția pe această rotație asupra evoluțiilor la bârnă și mulțumesc colegilor pentru intuiția avută. Aici evoluează sportive de la gimnastia de la CSS 1 Constanța. De asemenea, la sol, un alt punct de interes, unde vor fi reprezentantele Clubului Sportiv Școlar Deva. Începem cu solo, bineînțeles, Erica Șlos de la Clubul Sportiv Școlar Deva. Pasăritori sunt sportivele de la Ploiești. Aplauze pentru Erica. Erica Urașa de la Sol, la paralele. Întârzie nota la paralele. Ceea ce vă spuneam îi agită puțin pe organizator, pentru că sunt deja în întârziere. Sperăm însă să nu afecteze programul concursului. Paralele, sper să nu greșesc, sunt fetele de la Farul, împreună cu cele din Bacău, dacă am înțeles bine. Revenim la bârnă pentru finalul gimnastiei de la CSS 1 Constanța și probabil acum vom ajunge și la sol, unde și-a început sau își începe evoluția Andrada Ionescu de la Clubul Sportiv Școlar Deva. Cred că s-a greșit fundul muzical. Noi ne mutăm puțin atenția la sărituri, unde sunt focșănencele. Și iată și imagini de la sol. A așteptat răbdătoare Andrada să schimbe fondul greșit.
ultima linie acrobatică din solul Andradei. O evoluție simpatică, cu zâmbetul pe buze și fără îndoială va fi răsplătită și de arbitre. Bârna, din ce aruncă o privire așa continuă, să pună probleme serioase fetelor de la CSS1 Constanța, dar cu siguranță așa se călesc marele campioane. Aplauze, încurajări și aterizare destul de sigură. Felicitată, iată, de antrenoarea sa, Maria. Săriturile au rămas ultimul aparat din această rotație, unde aici sunt fetele de la Petrolul Ploiești. În curând vom trece la ultima rotație din această competiție. Și în curând vom avea probabil și clasamentele finale la această categorie de vârstă. Din nou atenția concentrată pe Bârna. Câteva elemente de echilibru bine executate, să vedem și linia activă. Destul de sigur executate. Evident, vă spuneam, nu contează foarte mult notele, mai ales la această vârstă, dar cu siguranță pentru moralul acestor micuțe gimnaste ar însemna foarte mult o evoluție bună pe ansamblu. Pe timp mai vedem o săritură și ne pregătim pentru ieșirea de la Bârnă. Stai, se strigă din tribune și n-a stat chiar pe loc, dar până la urmă a fost ok. Iată, cât de mari sunt emoțiile, chiar și la această vârstă. Sau, mai bine spus, mai ales la această vârstă. Și ne pregătim pentru ultima rotație din concurs.
Ne pregătim așadar, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a concursului rezervat juniorilor 2, deci campionatul național pe echipe, seria 1, nivelul 3, vârsta 11-12. În imagine este o sportivă de la Steaua. Echipa are ultima rotație pe aparatul Bârnă. La sol sunt fetele de la CSS Bârlad pentru această ultimă rotație. Vă mărturisesc că aștept și eu cu interes clasamentul final al acestui concurs, pentru că, din câte mi-am dat seama, a fost o competiție foarte echilibrată. Anunță și primele note și efectiv mi-e greu să mă hotăresc la ce aparat să privesc, pentru că peste tot se petrec lucruri frumoase. Încercăm, așa cum am făcut-o și până acum, să ne concentrăm atenția asupra solului, dar din ce am văzut și Bârna a produs câteva momente deosebite. Iată acum o evoluție la Kingi. Am făcut și o trecere pe la sărituri. La Kingi sunt fetele de la Dinamo pentru această ultimă rotație. 35 de
Evident, elementele tehnice nu sunt foarte complexe la acest nivel de vârstă, dar este bine să fie asimilate cum trebuie de aceste micuțe sportive pentru a-și dezvolta tehnica ulterioară. Vă reamintesc, urmărim sportive în vârstă de 11 sau cel mult 12 ani. Și am observat deja unele dintre ele cu un bagaj tehnic remarcabil, ceea ce, așa cum spunea și Andreea Răducan, prezentă la microfonul Toto TV la începutul transmisiunii, că dă mari speranțe pentru viitor. Ne pregătim pentru finalul exercițiului de la sol și totodată și de ne apropiem de finalul concursului. Bârladul, așa cum putem observa, încearcă să-și facă o tradiție și în gimnastică. Orașul care l-a dat fotbalului pe Nicolae Raina, cel mai mare arbitru român al tuturor timpurilor, probabil iubește sportul, iubește și gimnastica, iată. Ne bucurăm că acest sport găsește amatori, dar ce spun eu, amatori, profesioniști în mai toate orașele țării, pentru că sunt prezenți aici la Constanța cluburi din Sibiu, Focșani, Bârlad, așa cum vă spuneam, clasicele Steaua și Dinamo. Evident, iată, deși este un concurs de junioare, suscită un interes foarte mare în țară. Concursul, vă reamintesc, este organizat de Federația Română de Gimnastică Artistică în parteneriat cu Clubul Sportiv Farul din Constanța, Clubul Sportiv Școlar 1 Constanța și Primăria Municipiului. Vedem finalul la bârnă și vom trece apoi la sol, probabil, conform obiceiului. Da, i s-a potrivit pentru moment fondul sonor de la sol și sportivei de la bârnă, de la Steaua, care tocmai și-a încheiat exercițiul. Nu pare foarte mulțumită, dar nu-i nimic. Andrada Balaur în imagine, de la Clubul Sportiv Școlar Bârlad.
Frumos și exercițiul Andradei. Este activitate mare și la masa arbitrelor, se centralizează ultimele note, ultimele rezultate. Probabil clasamentele finale sunt aproape de forma lor definitivă. V-am promis și ne vom ține de cuvânt să vă vom oferi clasamentul final, cel puțin ordinea pe podium. Cu siguranță Constanța este una dintre favoritele la medalii. Aplauze din tabăra Stelei pentru această evoluție a Cristinei la Bârnă. Nu mai sunt foarte multe sportive de volat până la finalul concursului. Urmărim una dintre ultimele evoluții la sol ale sportivelor de la CSS Bârlad. Un fond muzical foarte interesant și o evoluție destul de sigură. Această ultimă rotație, cred că sunt și fetele de la Farul la sol. Ele vor încheia concursul la această categorie de vârstă.
50, folul care a dat pe la 21.05 pentru registrul la plână. A fost o carterie de loc de la Steaua, pe care am învățat-o. Din nou emoții pentru constanțienii din tribune, pentru că la sol sunt gimnastele de la CS Farol. Ele vor încheia concursul, așa cum vă spuneam, la această categorie de vârstă. Imagine o sportivă de la CS Deva la sărituri. Bârnă sunt fetele de la Bacău, cred. Se pregătește să-și înceapă evoluția la sol. Bianca Voicu, Clubul Sportiv Farul Constanța. Am văzut finalul de la Bârlă și după o scurtă trecere la sărituri revenim la sol pentru a urmări exercițiul Biancai. Aplauze din tribune, evoluție sigură pentru Bianca Voicu, diagonale acrobatice reușite, expresivitate.
bune și elementele de echilibru. Iată, felicitată de antrenorii săi, de fapt. CSFA-ul Constanța, un club cu o tradiție remarcabilă în gimnastica artistică românească. A oferit nenumărați campioni olimpici, mondiali, europeni. Vedem un exercițiu la paralele și așteptăm comutarea spre sol, pentru că e Miruna Botez acolo de la CSFA-ul, iată-o în imagine. O sportivă foarte micuță, dar extrem de dinamică. Sala încearcă să o încurajeze și să țină ritmul cu fondul sonor. Da, fiind o sportivă cu centru de greutate jos, ies mai bine aceste diagonale acrobatice. Foarte energetică, dacă pot folosi acest termen, în evoluția Mirunei Botez. Și, într-adevăr, super încântați și antrenorii săi. Ce păcat pentru Elisa Morrissey, dacă am auzit bine, de la Petrolul, pentru această aterizare la paralele. Se întâmplă și astfel de lucruri. Începe evoluția la sol a sportivei constanțene. Primesc în timp real informația că la Ploiești una dintre antrenoarele
echipei este fosta mare gimnastă Corina Ungureanu. Iată deci că încet încet centrele de tradiție ale gimnasticii se văd atacate de sportive noi, de echipe noi. Bineînțeles, nu vorbim neapărat despre Ploiești aici. O evoluție reușită a Constanțencelor, foarte dinamică, bine concentrată pe diagonalele acrobatice. Ultima evoluție la sol din această rotație. Între timp, celelalte aparate cred că au terminat. Da, sunt probleme la afișarea ultimelor note, din această cauză întârzie debutul exercițiului la sol. Maria Broască de la Clubul Sportiv Școlar Farul Constanța încheie această rotație. Wow. Ultima diagonală, o mică greșeală la aterizare, însă, per total, evoluție reușită a Mariei Broască. Și
Și așa cum a anunțat și Crainicu Sandy, urmează ultima rotație. Așadar, iată, după mai bine de două ore de la startul concursului, ne pregătim de finalul campionatului național pe acest, pe această categorie de vârstă, nivelul 3. Vă reamintesc, cele mai mici sportive prezente la Constanța. Thank you.
A început ultima parte a concursului pe nivelul 3. Avem pe fetele de la Farul la paralele. La bârnă evoluează o sportivă de la Dinamo. Oh! Iar la sol, marele rivale de la Steaua. Pasărituri sunt fetele de la Bârlad. Final de exercițiu pentru Ioana Tejanu de la Steaua, la sol. Andrei Răducan în imagine, președintele Federației Române de Gimnastică, multiplă campioană mondială și olimpică. Andrei Anastase, așa cum l-am auzit pe crainicul sării prezentând-o pe sportiva de la Bârnă și din nou imagine cu Andrei Răducan. Spuneam, este o competiție extrem de interesantă și un test util, cel puțin pentru junioarele mari, pe care le vom vedea în partea a doua a transmisiunii, pe finalul după amiezii, care se pregătesc pentru mondialele de la Ghior, de la finalul lunii. Am mai văzut un exercițiu la paralele și ne mutăm din nou la sol, unde sunt reprezentantele clubului sportiv al Armatei Steaua. Probabil și ele cu un cuvânt important de spus în lupta pentru medalii. Așteptăm rezultatele finale și așteptăm cu mare interes și clasamentul. Acum, Iodora Stoian.
Am mai văzut o săritură și ne mutăm acum spre Kingi. La paralelă a fost Teodora Stoian de la CSS1 Constanța. Clina Tudor se pregătește la sol pentru una din ultimele evoluții ale echipei Steaua și fetele de la Bârla, din păcate, iată, și încheie evoluția la sărituri cu un exercițiu, o săritură mai puțin reușită. A fost finalul exercițiului de la sol al Clinei Tudor de la Steaua. Emoții pentru reprezentanții clubului Dinamo. Echipa lor este la Bârnă pe această ultimă rotație. Și Dinamo, un club de tradiție în gimnastica sportivă românească. Dar nu mai vedem finalul exercițiului Cristinei Mamele. Ne mutăm la sol pentru ultimul exercițiu al celor de la Steaua. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei prime părți.
o demonstrație de tehnică și virtuozitate oferită de micile gimnaste din, de la cluburi din întreaga țară. Da, și cu această ultimă evoluție se încheie rotația la sola celor de la CSEA Steaua. Cred că și Dinamo și-a terminat rotația la paralele. Din ce văd, mai sunt doar fetele de la CSE Farul la sărituri. Sări Miruna Botez de la CSE Farul. Micuțele gimnaste de la CSS Buzău încheie rotația la sol și cu aceasta și concursul. A doua săritură a Mirunei Botez de la CSS Farul. Thank you.
S-a anunțat nota Mirunei Botez. Între timp am văzut și prima săritura a Mariei Broască. La paralele este o fetiță de la CSS Deva. Nu prea mulțumită de evoluție, dar v-am spus, se întâmplă și astfel de lucruri. Sunt foarte tinere. LPS Cetate Deva este titulatura exactă a clubului din Deva. Am văzut și a doua săritură a Mariei Broască, curajată frenetic din tribune. La bârnă sunt fetele de la Sibiu, cred, pe această ultimă rotație. Ce păcat, dar nu nimic, o luăm de la capăt. Atenția publicului este captată pe final de sărituri, unde sunt, vă reamintesc că evoluează fetele de la CSF-ul. Încercăm să menținem cât de cât echilibru între aparate. Vă reamintim pentru cei care nu cunosc acest amănunt că această competiție poate fi urmărită și online, prin live streaming. Dotto TV, bineînțeles, va obișnui cu astfel de transmisiuni de ceva timp. Ne bucurăm, iată, că rămânem prietenii sportului, așa cum am fost întotdeauna. Ați văzut luna trecută un regal de gimnastică ritmică la cum, până acum urmărim o competiție foarte interesantă de gimnastică sportivă. Nu uitați, deci, pe Facebook, live streaming de la campionate naționale de junioare 2 și 1. Asemenea, concursul poate fi urmărit la fel în regim de live streaming pe pagina oficială a Federației Române de Gimnastică, așadar aveți foarte multe posibilități de a fi
în contact cu sala sporturilor din Constanța, de a urmări în direct ce se petrece aici, pe suprafața de concurs a salii sporturilor. Noi ne pregătim pentru finalul acestei primei părți. Urmează, evident, centralizarea rezultatelor și următoarea secțiune de concurs, tot junioare 2, de data aceasta nivelul 4, urmând ca după amiaza, așa cum v-am spus și la începutul transmisiunii, să vedem la lucru junioarele mari. Andreea Răducan din nou în imagini, fără îndoială mulțumită de ceea ce vede președintele Federației Române de Gimnastică. Și noi ne bucurăm că am fost martori și v-am putut oferi și dumneavoastră imagini în direct de la această competiție. Cred că s-a terminat această secțiune. Dacă totul este în regulă și vom avea rezultatele, imediat vi le vom comunica. Nu. Mai este o săritură. Bianca Voicu, am auzit o prezentată de clinicul sălii. Da, nu cred totuși. Cred că urmează o pauză, oricum rămânem în direct cu imagini din sala sporturilor și posibil să revenim chiar cu festivitatea de deschidere oficială a acestei competiții, la care vă reamintesc că va fi prezent cu siguranță viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, poate și domnul primar Decebal Făgădău. Revenim în câteva minute după o scurtă pauză.